Bună ziua, stimați invitați! Bine ați venit la noi, la ședința Consiliului Local. Tot astăzi se va prezenta și raportul de activitate al primarului Comunei Măgirești. Îi dau cuvântul doamnei secretar, Gurel Mihai. Bună ziua! Ședința este statutară, de practurile ședinței de astăzi deschise. Întrucât procesul verbal al ședinței trecute a fost pus spre analiză de unui consilier în ședința Comisiei de Specialitate, o să supun la vot procesul verbal al ședinței trecute. Cine este pentru? Mulțumesc! Voi da citire dispoziție de convocare în ședința de astăzi. În dispoziția primarului Comunei Măgirești, modul 103 din 16 a 3 a 2016, Consiliul Local este invitat să participe la ședința ce se va organiza în ziua de vineri 25 a 3 2016, ora 13, la sediul primării, la sediul primării cultural al Comunei Măgirești, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2016, inițiatorul primar Tudor Ionică. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor, inițiat primar Tudor Ionică. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului contribuției Consiliului Local Măgirești la susținerea persoanei cu handicap în anul 2016, inițiator primarul Câte Ionica, prezentarea raportului de activitate al primarului Comunei Măgirești și diverse. Dacă mai sunt completări la ordinea de zi, nu. Atunci o să pun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Vă dau cuvântul cu domnul președinte de ședință pentru a conduce lucrările de ședință. Deci, primul punct al ședinței este proiectul de hotărâre privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionărilor situațiilor de urgență pe anul 2016, inițiator primar Câte Ionică. Îi dau cuvântul domnului primar. Expunere de motive privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2016. Având în vedere prevederile hotărârii Guvernului 1040/2006 pentru aprobarea Planului Național de Asigurare cu Resurse Umane, Materiale și Financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență, a hotărârii Guvernului numărul 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile non-guvernamentale, privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, este necesar a fi aprobat planul pentru asigurarea cu resurse umane, planul pentru asigurarea cu resurse financiare și planul pentru asigurarea cu materiale necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2016, așa cum sunt prezentate în proiectul de hotărâre și anexele ce fac parte integrantă din acestea. În temelul celor arătate mai sus, sunt îndeplinite condițiile de necesitate și oportunitate privind aprobarea proiectului de hotărâre, privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2016, așa cum a fost formulat. Vreau să fac precizarea că fiecare hotărâre a Consiliului Local a fost analizată în ședința Comisiei de Specialitate și a fost dat avizul favorabil pentru fiecare hotărâre a Consiliului Local. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect. Atunci dau citire hotărârii. Privind aprobarea planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2016. Consiliul Local al Comunei Măgirești, întrunit în ședință ordinară la data de 25 martie 2016, având în vedere expunerea de motive a primarului Comunei Măgirești, înregistrată sub numărul 2119 din 14.03.2016, raportul șefului SVSU din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Măgirești, înregistrat sub numărul 2120 din 14.03.2016, raport de avizare favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Măgirești. În temeiul prevederilor articolului 24 litera F din legea cadru
a descentralizării numărul 195/2006, articolul 13, litera G, raportat la articolul 14, litera K, din legea numărul 307 din 2006, privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările ulterioare, articolul 25, litera B, din legea numărul 481 din 2004, privind protecția civilă, republicată cu modificările ulterioare, articolul 24, litera D, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 21 din 2004, privind Sistemul Național de Management al situațiilor de urgență, aprobată prin legea numărul 15 din 2005, hotărârea Guvernului numărul 1040 din 2006 pentru aprobarea Planului Național de Asigurare cu Resurse Umane, Materiale și Financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență, hotărârea Guvernului numărul 2288 din 2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, articolul 36, alineatul 2, litera D, alineatul 6, litera A, punctul 8.9, coroborat cu articolul 63, alineatul 1, litera D, și alineat 5, litera B, și articolul 64, alineat 1, articolul 45, alineat 1, și alineat 2, litera D și F, și cele ale articolului 115, alineatul 1, litera B, din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Deci hotărăște. Articolul 1. Se aprobă planul pentru asigurarea cu resurse umane necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2016, prevăzut în anexa numărul 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă planul pentru asigurarea cu resurse financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2016, prevăzut în anexa numărul 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă planul pentru asigurarea cu materiale necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2016, prevăzut în anexa numărul 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei, în temeiul prevăzut de lege, primarul comunei Măgirești, instituției prefectului județul Bacău și SVSU Măgirești. Supunem la vot. Care sunteți pentru? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor, inițiat de primar Cât de Ionică, domnul primar. Dar expunere de motive privind actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Măgirești. Păi, de bine ați venit, uitați, aveți loc aici. Stai aici, aveți. Și doamna consilier de la Viorica, aveți loc aici. Aveți loc aici. În conformitate cu articolul 4, alineatul 3 și alineatul 4 din legea numărul 307 pe 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, metodologia de elaborare și structura cadru a planului de analiză și acoperire a riscurilor se aprobă prin ordine al Ministrului Administrației și Interiorilor și se publică în Monitorul Oficial al României, partea 1. Prefecții, primarul general al municipiului București și primarii asigură după caz elaborarea planurilor de analiză și acoperirea riscurilor la nivelul unității administrativ-teritoriale pe care le reprezintă. În acest sens, a fost inițiat proiectul de hotărâre alăturat, care propune analiza planului de analiză și acoperirea riscului pentru comuna Măgirești. Discuții? Privire la această... Deci, hotărâre privind actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Măgirești. Consiliul Local al Comunei Măgirești, întrunit în ședință ordinară de lucru din data de 25.03.2016, analizând expunerea de motive a primarului numărul 2069 din 11.03.2016, precum raportul șef SVSU numărul 2070 din 11.03.2016, prin care se propune actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru comuna Măgirești, avizul consiliilor de specialitate din comisiilor, pardon, de specialitate al Consiliului Local Măgirești, în temeiul prevederilor
articolului 4, alinea 3 și alineatul 4 din legea numărul 307 din 2006, privind apărarea împotriva incendiilor și articolul 6 și articolul 7 din ordinul numărul 132 pe 2007, pentru aprobarea metodologiei de elaborare a planului de analiză și acoperire a riscurilor și a structurii cadru a planului de analiză și acoperirea riscurilor, articolul 36, alinea 2, litera D, alineatul 6, litera A, punctul 8, articolul 45, alineat 1 și articolul 115, alineat 1, litera B din legea numărul 215 din 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă actualizarea planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru Comuna Măgirești, conform anexei numărul 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Prezenta hotărâre se va comunica primarul Comunei Măgirești, instituției prefectului, în vederea controlului legalității și SBS-ul Măgirești, care se ocupă cu aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri. Cine este pentru sau de acord? Mulțumesc! Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului contribuției Consiliului Local Măgirești la susținerea persoanei cu handicap, persoanelor cu handicap în anul 2016, inițiator primar Cădă Ionică. Domnul primar? Expunere de motive privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local Comunei Măgirești la susținerea persoanelor cu handicap. Primarul Comunei Măgirești, prin hotărârea Consiliului Județean numărul 31 din 24.02.2016, cu privire la stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției consiliilor locale la finanțarea acestor servicii, a aprobat nivelul contribuției Consiliului Local al Comunei Măgirești pe cuantum de 35% pentru susținerea persoanei cu handicap. Cu respectarea prevederilor legii 292 pe 2011, legea asistenței sociale, hotărârea de guvern numărul 90 pe 2003 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciului public de asistență socială cu modificările și completările ulterioare, legii 272 pe 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare, legii 448 pe 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanei cu handicap republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărârea de guvern numărul 268 pe 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 448 pe 2006 republicată, hotărârea de guvern 23 pe 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, este necesar a fi aprobată la nivelul Consiliului Local al Comunei Măgirești în cuantum de 35% pentru susținerea persoanei cu handicap. În temelul celor arătate mai sus, sunt îndeplinite condițiile de necesitate și oportunitate privind aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelului contribuției Consiliului Local al Comunei Măgirești la susținerea persoanei cu handicap. Din Comuna Măgirești, instituționalizate sunt 11 persoane la adulți și 3 copii. Întrebări și discuții pe această temă? Hotărâre privind nivelul contribuției Consiliului Local al Comunei Măgirești la susținerea persoanei cu handicap. Consiliul Local al Comunei Măgirești, județul Bacău, într-unită ședința ordinară de lucru în data de 25.03.2016, având în vedere expunerea de motive a primarului Comunei Măgirești, înregistrată sub numărul 2071 din 11.03.2016, raportul compartimentului de specialitate aflat în subordinea primarului Comunei Măgirești, înregistrat cu numărul 2072 din 11.03.2016, raportul de avizare favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Măgirești, hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 31 din 24.02.2016 cu privire la stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanei adulte cu handicap, precum și contribuția consiliilor locale, consiliilor locale la finanțarea acestor servicii. În baza prevederilor legii numărul 292 din 2011, legea asistenței sociale, hotărârea de guvern numărul 90 din 2003 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciului public de asistență socială, modificările și completările ulterioare,
legii 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, legii 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare, hotărârea 268 din 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 448 din 2006 republicată, hotărârii de guvern 23 din 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, întrebările prevederilor articolului 32, alinia 2, litera A și D, alineatul 6, litera A, punctul 2 și articolul 45, pe 1 din legea numărul 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, hotărăște. Articolul 1. Se stabilește nivelul contribuției Consiliului Local al Comunei Măgirești în cuantum de 35% pentru susținerea persoanei cu handicap. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefecturii Județului Bacău, Primarului Comunei Măgirești, Consiliului Județean Bacău, SPAS Măgirești și va fi făcută publică prin orice mijloace de informare. Care sunteți pentru această hotărâre? Trecem la următorul punct. Prezentarea raportului de activitate al Comunei Măgirești. Permiteți-mi să țin raportul din poziția noastră. Domnule deputat Ionel Pavăr, domnule primar Gheorghiță Isoi, prea cu cerniși părinți, stimați invitați, ședința de Consiliu este televizată și filmată de televiziunea exclusiv. Domnul Eugen Ungureanu aici. Dați-mi voi să vă prezint raportul de activitate al primarului. În vederea asigurării unei totale transparențe instituționale pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de legea 251 pe 2001 administrației publice locale, modificările și completările ulterioare și legea 544 pe 2001 cu privire la liberul acces la informațiile de interes public, vă supun atenției raportul de activitate al primarului Comunei Măgirești, din județul Bacău. Comuna Măgirești este situată la poalele Subcarpaților, oriental, într-o zonă predominant de dealuri, care se decinează la est cu Comuna Ardeoani, la vest Comuna Zemeș, sud Comuna Poduri și municipiul Voinești, la nord Comuna Solunță. Are în componență 5 sate, cu o populație de 3.990 de locuitori și acoperim o suprafață de 3.221 de hectare. Vă rog, să faci pentru părere. Venitul pe 2015, sunt mai multe cifre, n-am să vă plictisesc cu cifrele, am să... Tot am venituri, au fost... Total venituri au fost 5.417.000 de lei, total cheltuieli 5.940.000 de lei. În ultima perioadă de timp, Comuna Măgirești, așa cum ați observat și dumneavoastră, a pășit pe calea modernizării. Acest drum a fost deschis cu proiectul european care se numea Modernizare drumuri comunale, reabilitare și consolidare cămin cultural, căminul în care ne aflăm astăzi, și înființare cămin de îngrijire bătrâni. În anul 2014 a fost semnat proiectul pe OG28, Programul Național de Dezvoltare Locală, un proiect care prevede asfaltarea încă 3,5 km de drum. În momentul de față, cred că este implementat 50%, nu sunt niciun fel de probleme, am avut sistarea lucrărilor pe perioada de iarnă, este dată începerea lucrărilor, după ce se usucă un pic drumurile, vine cu covorul asfaltic. Valoarea acestui proiect este de 3.571.000 de lei. El s-a derulat foarte bine, Guvernul ne-a pus la dispoziție suma integrală. Pentru rezolvarea unei probleme
nu zic că de mulți ani, de foarte mulți ani, în satul Stănești, pentru că este traversat de un drum județean, drumul DJ-117, care este în administrare, a fost în administrarea Serviciului Județean de Drumuri și unde noi nu am putut investi, a trebuit să facem un demers, pentru că nici nu aveam speranțe ca Serviciul Județean de Drumuri să investească pe acest drum. Noi a trebuit să-l preluăm în administrare. Am făcut acest lucru, iar în 2015 am investit pe acest drum 1.427.000 de lei și l-am modernizat. În acest moment putem spune că putem merge cu bicicleta din Rungu până în Stănești la intersecție la Neajianu, fără probleme. E un drum de legătură peste tot, iar aici, cum traversează Măgireștiul, e problemă de săptămâni când va fi asfalt. Acest drum mai rămâne în administrarea noastră timp de 4 ani pentru a expira garanția lucrării. În satul Valearienilor, tot în anul 2015, Primăria Măgirești, cu aprobarea Consiliului Local aici de față, a aprobat investiția de 594.000 de lei pentru reabilitarea drumului comunal 180. Era necesar acest drum, nu am putut să-l vedem pe alt program, a trebuit să-l facem cu fonduri proprii. Acum, vedeți că multe lucruri s-au făcut cu fonduri proprii și vă întrebați cum. Cu multă chipzuință a banului public și cu recalcularea chiriilor, concesiunilor de la societăți. Astfel am adunat sume pentru aceste investiții. Pentru că tot sunt la buget propriu și la investiții făcute din buget local, pot să vă spun că am prevăzut suma necesară și acum proiectul pentru construire sală sport în satul Măgirești este aproape finalizat. Scoatem la licitație și deci este bugetată și sala de sport în tot cu fonduri proprii. Am avut o grijă deosebită pentru protejarea mediului. Am plantat anul trecut 10.000 de puieți de brad, protejând astfel 2 hectare de teren, risc ridicat de alunecare și eroziune. S-au prins în jur de 80%. La această acțiune de plantare au participat salariații Primăriei Măgirești prin voluntariat, cadre didactice ale Școlii Măgirești și alți voluntari. Și le mulțumesc pe această cale. Am extins colectorul de canalizare și iar acum Comuna Măgirești are 10 km de colector de canalizare și stații de depurare, condiții urbane. Și totodată a fost predat acest sistem de canalizare și stații de depurare la Compania Regională de Apă Bacău. În satul Valearienilor, prin grija domnului viceprimar Ciobanu Costel, s-a construit un parc de joacă pentru copii în curtea sălii de festivități. S-au făcut extinderi de alimentare de rețea de apă. S-au predat 265 de hectare de teren forestier, potențial de creștere forestieră, ocolului silvic pentru pază. Aici am discutat cu specialiști, trebuie să facem un plan de amenajament, iar în unde vor trebui lucrări de rădire, de zgopreșire și așa mai departe, ceea ce ne va impune acel program și sperăm ca în ani să avem din nou pădurea pe care o aveam când eram noi copii. S-au făcut permanent acțiuni de ecologizare, la care au participat voluntari, salariații primăriei, elevi și cadre didactice ale Școlii Măgirești, împreună cu domnul director Chira Nicolae, care este aici. S-a aprobat contractul de delegare a serviciului de colectare și transport deșeuri către un PSTSA, realizându-se astfel o colectare din poartă în poartă mult mai eficientă, astfel și cu reducerea cantității de deșeuri. Fiecare gospodar are grijă ca să pună în cubela lui, nu așa cum ducea la Eurocontainerul din stradă, unde ducea tot ce nu trebuia.
Primăria Măgirești a fost parteneră sau organizatoare a multor evenimente. Acum aș vrea, pentru că s-au încheiat 4 ani de mandat, pot să povestesc ca un raport de activitate, nu numai pentru anul 2015, ci un raport de activitate a întregului mandat al meu, al domnului viceprimar, al Consiliului Local, când în curând ne se va termina mandatul. Și discutam cu părintele Floraniu despre simpozionul Cultură, Istorie și Spiritualitate, Stele 600, unde l-am avut invitat pe actorul Dionisie Vitcu. A fost un eveniment deosebit cu sfințirea monumentului și a sării de Casa Praznicală de la... Și sfințirea Bisericii din Stănești, la adormirea Bisericii. Acest simpozion a fost făcut împreună cu Fundația Culturală Urmașele Zecilor de Zări, Consiliul Județean, Bacău. Am organizat Ziua Nicuienea, pe 28 mai 2015, unde a avut loc și lansări de carte. Nicuienea, viața alcătuită de scrisori, articole și poze, și albumul monografic Nicuienea. Acestea făcute de domnul Viorel Savi. Totodată am dezvelit și primul bus din comuna Măgirești, a pictorului Nicuienea, născut în satul Valea Rudelor. Partenerii am avut, pe lângă Primăria Măgirești, Fundația Culturală, Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Bacău, Uniunea Scriitorilor din România, filiala Bacău, Complexul Muzeal Iulian Antonescu. În perioada 17-18 octombrie 2015, am avut simpozionul Promovarea Patrimoniului Cultural din Material Specific și Județului Bacău, Obiceiuri, Tradiții și Meșteșugurile ale Rezecilor de Zar de pe Valea Tazlăului Sărat, lansarea de volumului Nume de persoane în localitățile de pe Valea Tazlăului Sărat din cele mai vechi timpuri și până astăzi, de profesorul universitar dr. Constantin Palascan. Invitat de onoare a fost actorul Florin Piersic, care sâmbătă seara în această sală a demonstrat ce înseamnă profesionalismul. Vreau să vă mărturisesc că periodic primesc scrisori de la dumneavoastră, scrisori scrise cu mâna, din toată dragostea, și colegii spun: domnul primar, a mai venit o scrisoare cu inimare, pentru că dumneavoastră este atât de minuțios, lipește inimare de scrisoare. Îl iubesc și îl iubim toți. Și da. Tot pe 17-18 octombrie a avut loc inaugurarea Muzeului Rezeșilor de Zarze pe Valea Tazlăului Sărat. Investiție făcută tot la legea 350 și buget local, cum ați învățat. Vreau să vă amintesc că am fost numai în opoziție. Deci când auziți de investiții, în majoritate, buget local. Sper că nu o să mai fim. Astăzi sunt sănătos. Da. Cred. Vreau un vitrege, da. Așa mi s-au dus rădăcinile mai adânc în sol. Corect. Că dacă eram alintați, rădăcinile erau așa mai deasupra și ne intrăm. Corect. Da. Am, acest muzeu s-a construit pe terenul donat de domnul profesor Constantin Palascan, fiul satului, fiul comunei, fiul orașului Iași și fiul României, prietenul lui Ion Creangă. Și am urmărit piese. Dânsul, periodic, face activități culturale care nu s-au mai făcut nici în zonă, nici în comuna Măgirești. Periodic avem simpozioane, periodic sunt invitați, invitate personalități ale culturii românești în, în Măgirești și la muzeu. Am sprijinit an de an Parada Cetelor de anul nou. Am primit an de an urători ai școlii coordonați de domnul învățător Belciu Ioan și doamna Albertina, de doamna Chira Adriana și de alte cadre didactice. Am sprijinit organizarea tuturor sărbărilor organizate și oferite de elevii școlii Măgirești. De
de doamna educatoare Andrei Maria, de doamna educatoare Nistor, doamna învățătoare Timofte Daniela, doamna educatoare Ganaite Mirela. Iertați-mă dacă am omis. Și sigur, am omis, că așa se întâmplă. Dar nu vă veți supăra pe mine. Primăria Măgirești, prin Consiliul Local, a sprijinit întotdeauna și aproape în totalitate cererile făcute de preacucernicii părinți pentru, pentru bisericile noastre, bisericile comunei noastre. Nu ajută să spun sume, știm și e un fapt recunoscut. Pentru sport, Asociația Sportivă Vulturul Măgirești, cu domnul președinte Mareș Ioan, am plecat de la zero, de la nimic. Am fost în Liga 5-a, suntem în Liga a 4-a, suntem pe locul 8. Din nou, buget local. Noi nu suntem alte comune. Noi suntem Comuna Măgirești, cu un buget foarte mic. Dar vedeți ce înseamnă implementarea voluntariatului. Domnul Mișu Ion, antrenorul și președintele asociației, este voluntar de mulți ani de zile. Și ce înseamnă performanța? Care împreună cu doamna profesoară Coman Gabriela a organizat Cupa Prietenii, a organizat diverse concursuri școlare zonale. Ne-am întors câteodată cu medalii, cu cupe, alte ori nu ne-am întors. Ne-am întors, dar nimic nu ne-am întors. Pentru ca bază sportivă s-a reparat și dat în folosință vestiarul echipei. Primăria Măgirești și Consiliul Local Măgirești a participat împreună cu Asociația Club Sportiv Rally Sprint și Oate Moinești, a participat la organizarea Raliului Moldovei. Și în acest an vom participa la organizarea acestui rally cu proba specială Runcu spre Zemeș, acolo spre domnul Răzvan Tudose, reprezentantul Comunei Zemeș aici și candidatul la locul de primar al Comunei Zemeș și îți urez succes, domnul Răzvan. Comuna Măgirești, prin Consiliul Local, a sprijinit Asociația Națională Cultului Răulă Regina Maria, sub filiala Măgirești, în toate activitățile desfășurate și mulțumim domnului Dospirescu Costigă pentru implicare și pentru organizarea unei mini-expoziții, unei mini-expoziții de costume militare, care se află în sala de Consiliul a Primăriei. Am premiat bătrânii care au primit la nuntă de aur, care au primit 50 de ani de căsătorie și i-am premiat și pe cei care au ajuns 100 de ani. S-a dat în folosință căminul de îngrijire bătrâni. Din nou, pentru o comună și pentru o comună de nivelul nostru este ceva extraordinar. Căminul de îngrijire bătrâni este finanțat bugetul local. Dar să știți că nu este ușor. Căminul de îngrijire bătrâni costă în jur de 500 de mii de lei pe an. Am investit în optimizare a consumului de energie, adică am montat panouri solare, economisind astfel energie. Și am redus din această sumă de 500 de mii de lei. A fost o încercare îndrăzneață a Comunei Măgirești, angajând astfel 11 persoane și încă este o provocare pentru noi acest serviciu pe care îl oferim bătrânilor. Am primit solicitări să îndrumăm și pe alții din toată țara cum am reușit acest lucru. Primăria Măgirești a sprijinit continuu activitatea de învățământ și am fost alături atât de cadrele didactice cât și de elevii din școala Măgirești. După consultări îndelungate cu părinții și cu cadrele didactice,
am ajuns la concluzia că trebuie să restrângem activitatea din două școli, iar cu microbuzul școlar să aducem elevii la școala de centru, astfel am evitat învățământul simultan. S-a realizat strategia de dezvoltare a Comunei Măgirești, unde am prins o mulțime de obiective pe care le-am gândit și și sperăm că se vor implementa. Avem o relație deosebită de colaborare cu Cabinetul de Medicină Individuală Dr. Angelescu Mihaela, aici să rămână doamnă doctor, cu Cabinetul Stomatologic și cu Farmacia Vasiliadă. Relația de colaborare cu postul de poliție Măgirești, secția a doua de poliție rurală Măgirești, cu agent principal Ciosu Ion, este o relație foarte bună și vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră, pentru că nu am avut evenimente deosebite să ajungem pe la televizor, pe prima pagina ziarului, cu evenimente de asemenea. Vedeți, ceea ce v-am prezentat este activitatea noastră de ultimul an și de fapt este o pagină, o foaie. Este foarte puțin, dar știți prea bine, ați stat lângă noi, ce a însemnat acest lucru, câteodată citești doar un singur rând, dar pentru realizarea acestui rând trebuie să muncești foarte mult. Trebuie să-i mulțumesc domnului deputat Ionel Palăr pentru sprijinul acordat, pentru interacțiunea pe care ne-a făcut-o și joțiunea pe care ne-a făcut-o noi, Comuna Măgirești și funcționarii din Primăria Măgirești și cu alte instituții. Vreau să mulțumesc domnului viceprimar pentru felul în care ne-am înțeles și ne vom înțelege și pe viitor. Avem o... Facem legământ pe vecii. Da. Vreau să mulțumesc și... Vreau să mulțumesc și colectivului Primăriei Măgirești. Doamna secretară Nicolae Mihai era un excelent jurist, un luptător. De multe ori simt că îmi preia din atribuții și se duce și luptă dumneai pentru mine. Mulțumesc domnului contabil Ghineț Nicolae. Nu toată lumea știe că muncește. Vine duminica, sâmbătă, lucrează aici, doar vorbește cu doamna Coca Todeac, că fă-mi focul, că mâine lucreze. Lucrează, își face datoria, nu am avut niciun fel de problemă. Mulțumesc doamnei contabil Lungu Mihaela, pentru că voluntar ține contabilitatea și asociației sportive și o parte din contabilitatea asociației Fundației Culturale Urmașii Rezeșilor de Zagru de Valea Tasăului Săratei. Vreau să mulțumesc și domnului Istoreanu Marcel, pot să-i spun unul bun la toate și sigur nu se supără. Vreau să mulțumesc și doamnei Vasilei Nadia. Vreau să mulțumesc și doamnei Ulea Mihaela, doamnei Mareș Marinela, domnului Vasilei Vasile, doamnei Ionescu Recica, domnului Chipe Lucian, da, pentru că am avut atâtea investiții, uitați la urbanism, au avut atât de mult de lucru. Dânsul se ocupă și cu problemele de mediu din Comuna Măgirești. Probleme, așa cum știți, probleme deosebite sunt problemele de mediu și sancționate corespunzător. Îmi este cineva, doamna... Carmen. Da, cea mai nouă Carmen. Dar cum a tot făcut? Valea Vasilaie? Da. Ce îmi spun băieții despre Valea Vasilaie? Dânsul este într-un serviciu foarte ingrat. Are o funcție ingrată pentru că este la contabil pe venituri și dânsul este cel care trimite în științări somații... somații și... cum se numesc la continuă? Proprii. Iar dânsul este să nu candidez niciodată, că sigur nu vei fi mulțumesc și Consiliul Local Măgirești, cu acești colegi minunați. Împreună, în 2012, am obținut la alegeri 80%. Mulțumesc și Consiliului Nicu Ghinea, pentru că
mă așteptam să ne contrazici câteodată în acțiunile pe care noi făceam. Ai înțeles că nu facem acțiuni negative, ci toate sunt pentru comunitatea Văgerești și îți mulțumim pentru asta. Am o relație foarte apropiată cu comunitățile și cu localitățile din prejur, cu municipiul Mănești, cu orașul Comănești, unde domnul Viorel Miron ne invită întotdeauna la toate activitățile dumnealui și suntem prezenți, suntem alături de dumnealui și dânsul ne sprijină întotdeauna. Cu Comuna Poduri am participat la lansarea albumului monografic, monografia Comunei Poduri, scrisă de doamna Elena Grigoraș. Am participat la diverse emisiuni televizate, la TVR2, TVR3, în care am prezentat și promovat activitatea noastră și Comuna Măgirești, cu minunile care s-au petrecut aici. Eu așa le spun, eu cred că nu este falsă modestie, dar cred că am schimbat multe în Comuna Măgirești. Am cunoscut și oameni deosebiți, cum ar fi Dionisie Vitcu, cum ar fi domnul Gheorghe Dumitroaia, bărbat adevărat, directorul Complexului Muzeal Neamț, arhitectul Alin Corduban, profesorul Irina Biuc, Elisabeta Polihronia, de Dumnezeu să o odihnească în pace, și, bineînțeles, pe actorul Florin Piersi, prietenului meu. Domnul Constantin Parascan este prietenul nostru, prietenul meu, iar Florin Piersic, unde vorbește și de Constantin Parascan. Am fost invitat la un spectacol de teatru, la Teatrul Național din Iași, de către Florin Piersic, la spectacolul Străini în noapte. Am stat în primul rând și a povestit Florin Piersic de pe scenă, unei săli întregi, unde eu eram mic cât un boabă de orez. Și dânsul povestea ce s-a întâmplat la Măgirești inaugurarea Muzeului Răzeșilor Văzari de pe Valea Tasnăului Sărat. Domnul profesor Constantin Parascan nu știa de ce mă tot împingea să stau eu în față. Eu voiam să stau în spate. Domnul profesor s-a așezat mai în spate și din mărturie este părintele din Valea Dindor, din Vasului, părintele a Vărbăniței. Pentru că într-un colț, după ce s-a terminat spectacolul, părintele Vărbăniței mi-a făcut semn cu mâna. Da. Vedeți că a fost un raport de activitate, cred că atipic. Am văzut și eu prezentații raportului de activitate. Cifre, atâtea petiții, rezolvate atâtea. Nu cred că așa trebuie făcut. Cred că se vede ceea ce s-a realizat în ultimul an aici. Cred că se vede activitatea noastră. Eu vreau să-i urez succes domnului Cezar Mascan pentru întreprinderea pe care o face dânsul pe 5 iunie și echipei de la... Spune și despre ce vorba, nu știu. Da, dar se știe că domnul Cezar Mascan candidează la primăria Mănești, la primăria municipiului Mănești. Și echipei dumneavoastră, care este aici în sală, a venit să mă sprijine, ca întotdeauna. Vă urez succes să faceți ceea ce trebuie făcut. Acesta a fost, în mare, raportul de activitate al primarului și aparatului primarului Comunei Măgirești. Vă mulțumesc că ați... Bună ziua, mă numesc Dumnezeu Nicolae și am în vedere activitatea domnului primar și a domnului viceprimar. Echipa primarului Comunei Măgirești acordă diplomă de excelență domnului Cădăi Unică pentru cel mai destoinic primar.
Acest diplomă de excelență o acordăm și domnului Giovanu Costel pentru cel mai harnic din cel primar. Dragi părinți, domnilor consilieri, distinși invitați, dragi cetățeni ai Comunei Măgerești. Vă mărturisesc că ar fi trebuit să mai am răbdare, dar să cer binecuvântarea dragicelor părinți, pentru că în situația în care sunt eu, marțea viitoare, ar fi trebuit să pun mâna pe microfon, dar cred că Dumnezeu nu se supără pe mine și nici fratele meu care nu mai este dintre noi, nu se supere pentru că astăzi nu mă pot abține să nu fiu solidar un foarte, foarte bun prieten. În primul rând, om, Ionică Câdă. În al doilea rând, cea mai câștigătoare carte a Partidului Național Liberal dintre comunele din județul Bacău, pentru că acum 8 ani de zile, în 2008, că așa binecuvântează Dumnezeu, lucrurile bune se întâmplă repede, se întâmplă cu oamenii care au o misiune. Și în 2008, când fostul primar al Partidului Național Liberal a plecat din PNL și cu o zi înainte de a depune candidaturile pentru Comuna Măgerești, nu mai aveam nici un om în comună. Am avut o discuție cu domnul Mareș, consilierul nostru mai în vârstă, veteranul nostru, și mi-a spus, o singură persoană poate să câștige primăria într-o săptămână, e vorba despre Ionel Câdă, Ionică Câdă. Îi mulțumesc domnului primar, n-am spus niciodată public. Astăzi o spun aici. Îi mulțumesc domnului primar că a acceptat în acel moment să aibă încredere într-un om, și eu eram la început de carieră atunci, și să demonstreze localității Măgirești, așa cum a spus dânsul,
că un partid care a fost în permanență în opoziție, Partidul Național Liberal, cu un gospodar, cu un om chirzuit, cu un om cu școala făcută la timp și, dragi cetățenii Comunei Măgerești, vă spun, eu nu am avut, n-am moștenit la părinții mei nici avere, n-am moștenit nimic. Am moștenit cei 7 ani de acasă și părinții mei, țărani simpli, pe toți cei 5 copii când eram, astăzi sunt doar 4, ne-a învățat un singur lucru. Școala, demnitatea și modul de a fi în societate te poate să îți dă cea mai mare avere. Dacă înveți și dacă te comporți în societate cum trebuie, învingi orice. Aveți în fața dumneavoastră astăzi 2 oameni care au vins destinul. Mai puțin eu, mai mult Ionica, pentru că eu fiind în Parlament n-am lucrat niciodată în administrație în mod direct, dar dânsul, cu resurse foarte puține, cu chipzuință, a reușit să facă din Comuna Măgerești etalonul, și nu exagerez, național al comunilor din județul Bacău. În Comuna Măgerești, discutam cu domnul Ungureanu, care îl salut și mulțumesc că este astăzi aici prezent, alături ca și dânsul, găsim puține oaze, puține insule în acest mediu al nostru chinuit în România și mai ales în spațiul rural de cultură. Măgireștiul va avea de acum încolo o cruce frumoasă, dar greu de dus. Domnule Cădă, ați împins mult, mult departe ștacheta a ceea ce înseamnă administrare într-o comună din județul Bacău. Comuna Măgirești are cultură. Vorbea domnul primar aici despre faptul că a valorizat la maxim pe fiul satului, pe domnul Parascan, pe care l-am cunoscut și l-am întâlnit și la podul la domnul Gărghiță Iscu. Un om care s-a dedicat și care a dorit, pentru că donația făcută din moștenirea domniei sale, să rămână ceva și rămâne acest muzeu aici. Nu imaginam că v-am găsit un muzeu care chiar trebuie să fie funcțional. Da? Vorbea domnul primar despre Florin Piersic, despre Dionisie Vitcu, pe care probabil cu toții vă aduceți aminte, este un actor ieșan care a jucat în Chirița. M-am întâlnit cu dânsul acum 4 ani de zile la Centrul de Cultură George Apostol din Bacău și domnia sa mi-a spus, domnule, parcă te știi de undeva, parcă ai fi fost un actor din piesa jucată de mine când eram tânăr. Și i-a spus, domnule Dionisie Vitcu, toți moldovenii avem o sămânță din Ștefan cel Mare și pe fiecare uliță din satele din Moldova întâlnim fie o chiriță, fie o culiță, fie un personaj din această viață, pentru că din viața moldovenilor, pentru că nu trebuie să ne legăm istoria. Da, noi, moldovenii, nu suntem nici ultimii oameni din Europa, pentru că suntem cel mai mare exportator de cultură la nivel național. Recunosc că n-am mai vorbit de unul de zile și o să plictisesc. Dar spun din suflet ceea ce spun. Noi trebuie să arătăm peste tot că nu suntem la periferia nici a României, nici a Europei. Da, moldovenii au dat cei mai mari oameni de cultură și au fost favoritorii României moderne. Unirea principatelor fără înțelepciunea politicienilor din Moldova n-ar fi avut niciodată șansă să se întâmple. Da, suntem cei care am exportat cea mai multă forță de muncă în Europa și am reușit să-i scoatem din necaz. Dacă Europa ar fi gândit un proiect de ajutorare mai puternic pentru țările din Est, n-ar mai avea necazurile pe care le-au astăzi. Și e un mare adevăr. Să nu ne mai fie rușine niciodată când mergem nici în Europa, nici oriunde, că suntem români. Pentru că românii n-au creat probleme. N-am fost noi cei care am generat probleme în Occident, sub nicio formă. Din contră, am muncit în tăcere. Iată o politică greșită, prost înțeleasă, unde a dus Europa astăzi. Îmi asum ceea ce spun. Europa trebuie să fie solidară, cum trebuie să fie solidar județul Bacău, în întregime și toate localitățile din România, într-un tot unitar. Ce se întâmpla la Măgirești dacă nu l-aveam pe cât aici? Aveam sărăcie, aveam înapoiere, vorbeam numai de fonduri proprii. De ce nu a putut Consiliul Județean sau Guvernul României să-l premieze și pe cum au premiat pe alții? Da, spuneați că ați crescut cu rădăcini adânci. E adevărat că seceta, câteodată planta care rezistă secetă, rezistă mult. Dar totuși, și o ploaie la timpul ei face să crească copacul mai frumos, da? Hai să nu mai privim numai la secetă și numai la înapoiere. Să dea bunul Dumnezeu, domnule primar, să vă păstrați cumpătul, înțelepciunea,
și să rămâneți cu picioarele pe pământ. Dacă toată existența dumneavoastră de primar și tot ce ați realizat aici a fost pe secetă și în opoziție, eu vă spun ca un prieten, ca un frate pe care nu-l mai am, vă spun așa, puterea îmi bată, te face să te desprinzi din urmă. Fără, nu spun absolut nimic, sunt ieri cazuri de oameni care sunt la 2-lea, 3-lea, 4-lea mandat, e ușor, ușor, ce o să se desprindă de realitate. Rămâneți omul cu picioarele în pământ. Să nu vă dea Dumnezeu secetă, să vă dea Dumnezeu ploaie și să nu mai fiți în opoziție. Eu, dacă voi reuși să ajung președinte Consiliul Județean împreună cu dumneavoastră, promit că măcar o rouă asupra Măgireștiului tot va veni, oricât de secetă ar fi. Vă iubesc, domnule primar, vă respect și să dea bunul Dumnezeu cât timp să ne țină Dumnezeu în viața publică, atâta timp cât vom face bine oamenilor și pentru misiunea pentru care oamenii ne votează. Va trebui să fiți în această zonă. Eu așa mi-aș dori ca Măgireștiul, dacă ați pornit, ca un port drapel al culturii și acest sâmbure care a înflorit în pământul Măgirești, arătați, domnule primar, județului Bacău și de ce nu României, că veșnicia care s-a născut la sat poate fi perpetuată. Să le fie drag copiilor să spună că s-au născut aici, pe lângă festivalul școli de pictură, să aveți, să colcăie de cultură și de lumină spirituală această comună. Drumul ați făcut, materialul ați făcut, dezvoltați spiritual această comunitate. Dacă veți putea face acest lucru, într-adevăr înseamnă că v-ați împlinit misiunea. Și nu mai spun mai mult, că până dimineață vă țin mai rău decât Florin Piersic. Că l-ați văzut pe Florin Piersic când a vorbit aici, eu n-am putut să fiu, eram în țară, mă opresc aici. Sănătate, cu drag, vă iubesc, dragi mătineșteni, cu toate fiind mai rău. Mulțumesc, domnul deputat. Ne-ați îmbărbătat. Nu că nu am fi fost bărbați. Avem aici un consiliu extraordinar și aș vrea să numesc domnul Nicu Ghinea, domnul Drulea Costel, doamna Ina Drulea, domnul Făiniță, Vasile, domnul Cunat Părâță, domnul Părgescu Părță, domnul Galo Valentin, domnul Mărcă Părță, domnul Bosna, domnul Mareș Constantin, care acum are o problemă de sănătate și n-a putut veni, la fel și domnul Agafiței nu a putut veni, dar tine și sunt sigur cu sufletul la noi, sufletul aici, astăzi. Am omis să spun despre el cu un coleg care mi-a sprijinit întotdeauna, este vorba de cât de Cătălin, este administratorul Căminului de Îngrijire Bătrânilor. Noi avem în ședința asta de Consiliu, vreau să-i strâng mâna domnului viceprimar, sper că nu mă refugă. Acum urmează diversele. Dacă aveți cine să scrie la cuvânt? La diverse. Haideți, voi niciun rog. Mă scriu eu din nou dacă nu e. Poftiți. Domnul director. Poftiți. Da. Viceprimar Ciobanu Costel, stimați invitați,
Astăzi, pentru noi este o zi importantă, în care liderul Comunei Măgireji, gospodarul Comunei Măgireji, și-a prezentat participarea. O zi în care noi astăzi suntem majorii celor supuse. În calitate de director al Școlii Gimnaziale Măgirești, vreau să spun că avem o relație deosebită cu domnul primar. Prin reprezentanții în Consiliul de Administrație, reprezentantul domniei sale, București Mihaela, precum și reprezentanții în Consiliul Local, doamna Elena Bărica și domnul Efter Gheorghe, prin oamenii domniei sale, Școala Gimnazială Măgirești a reușit să se dezvolte. A reușit să fie atât cât ne permite posibilitatea, așa cum spunea Comenius, un atelier al înțelepciunii. Și vreau să spun că noi, colegii și cadrul didactice al Școlii Gimnaziale Măgirești, îl felicităm pe domnul primar pentru faptul că a oferit din buget propriu, așa cum spuneam, sume importante ce au fost la investiții în Școala Gimnazială Măgirești, așa cum a promis și dezvoltarea unei săli de sport, un lucru necesar elevilor școlii noastre. De asemenea, dumnealui, ca om de cultură, ca om de educație, încearcă să ofere un sprijin bănesc elevilor, în sensul că sunt premiați la sfârșitul anului școlar elevii care obțin locul de 1, 2, 3, precum și cei care se evidențiază la olimpiadele școlare. De asemenea, dumneavoastră sprijină și cadre didactice ce fac naveta din Bacău și prin faptul că se sprijină acest decont al navetei. De asemenea, mulțumim pentru faptul că a fost alături de noi în toate proiectele Școlii Gimnaziale Măgirești. Am sărbătorit 150 de ani în școli în 2015 și l-am avut partener pe domnul primar. De asemenea, toate activitățile legate de sărbările din preajma sărbătorilor, dumneavoastră ne-a motivat, ne-a felicitat, ne-a premiat, copiii au fost motivați să participe la aceste activități. Prin voluntariat, prin centrul de zi la Școala Primară Brăjești, s-a asigurat masa a unui număr de 20 de elevi din 2010 până în 2015. Acum, din motive obiective anul acesta, a trebuit să asistăm, dar cu siguranță la anul ne dorim să reluăm, dacă vom avea voluntari în continuare care să sprijine acest program altă scurt. Multe au fost activitățile domniei sale ale Consiliului Local. Noi ne bucurăm că avem un astfel de primar. Păi urăm multă sănătate în continuare, putere de muncă, dumneavoastră și obiectivului și au înțelepciunea de a alege în continuare. Multă sănătate și... Mulțumim domnului director, dăm cuvântul domnului Ioan Berez. Pot să vorbesc fără microfon? Mulțumesc. Da? Bună ziua, bine v-am găsit. Poate ați crezut că sunt indisciplinat când am mers la felicitat. Nu, nu, mulțumesc. Din domnul primar și domnul viceprimar. Aș vrea să spun un lucru destul de simplu. Domnul primar n-a făcut politică, a făcut muncă. Deci a muncit în cei 8 ani de zile. L-am sprijinit, chiar dacă mulți ar fi spus că am făcut politică la domnul primar, n-am făcut nimic. L-am ajutat doar în tot ceea ce a făcut.
Și anul trecut, la clasa a treia, vine un elev, Avram Florin, din clasa a treia și îmi spune: domnul învățător, eu sunt primar, eu sunt prieten cu primarul. Păi bine, Florin, eu ești mai prieten ca mine, mai prieten. Și ce ai vorbit cu domnul primar? I-am zis: domnul, dar când faci drumul cealaltă până în capul Măgirești? Și ce-o zis de Florin? O să-l faci, știu, vezi că-l faci? Cred că-l faci. Anul acesta, în toamnă, vine la mine cu turos: domnul învățător, ce e Florin? De ele sunt timid, retras așa. Ce mai Florin? Ne-au făcut drumul. Și ne-au făcut drumul. Într-o zi, o fetiță, Bianca Ștefania Stăuspinescu, îmi zice: discutăm la lecție, eu nu fac mai matematică. Noi facem mai mult așa în ora de matematică. Domnul învățător, de la ce vine familia Țiboc? De eu zic că... discutând de ce era discutat din Murat, vine la Murat, în fine. Bă, Țiboc vine de la, știi, Boc a fost premier și președinte era Băsescu. Și îți ia, dar un copil spune, fundul, și fundul îți ia, deci Țiboc vine de la Boc, da. Trebuie să, și alt copil spune, atunci cât dă? Deci, cât dă? Vreau să îi mulțumesc domnului primar, eu l-am ținut tot timpul pe față, politică, nu prea fac, mai discutăm fac politică, dar în politică fac cu este domnul, ce visez, nu piu Udrea sau vreau să-i mulțumesc domnului primar, pentru că prea lui n-a făcut politic pentru un partid, a făcut muncă pentru cetățenii din comună și a făcut nu ceea ce a promis, sigur a făcut, a făcut și ceea ce n-a promis. Au fost proiecte care au fost luate din mers, le-a făcut. Asta, mă, cu activitatea de acasă, a patra, la noi sunt niște obiecte introduse noi acum cu muzică și mișcare, joc și mișcare, câte doare cap, în fine. Și am avut acolo o revelație, așa fiind asta s-a întâmplat, să mă întoarcă copiii pentru o baghetă magică cu 20 de ani, când te gândeai ce însemna muzică și mișcare. Fiind doamna ajutoare de sport, care a participat la toate activitățile, dacă s-ar face această sală de sport, chiar dacă mărbi cu piețe scădere, dar sala de sport va rămâne, domnul primar a făcut tot timpul ce a promis. Eu o sprijin în continuare de domnul primar, trebuie să-i mulțumim încă o dată, dar să nu uităm și domnul viceprimar. Domnul viceprimar, știți, când vine zăpadă, se rostogolește, așa și tot se mărește bolovanul ăsta, culturile la zăpadă, știți? Se mărește. Să știți că este prima dată din când stau eu în comună, că eu din 83 sunt în această, în această comună de 83 și dar știți că mie îmi zice Ghiuldum, Porecla, și cum aflu eu ce înseamnă Ghiuldum. Am înnebunit, păi nu aflam niciodată, păi de la cine e Ghiuldum? Am căutat pe Ghiuldum, am discutat, așa, unchiul meu, față de Parascan, pentru că sunt netotul lui. Băi, nu dădeam din capăt așa și stau la Tisa, undeva, spre Vastui, la Lipova, și gazda îmi spune: domn profesor, dar nu vreți niște chipăruși? Zic că nu, du-te și altul unde ați niște ardei, dar acela să nu fie așa de iute. Dar gazda, cu 90 de ani, după ce ies, băi, Maria, asta a făcut niște ghiuldume de sarmale. Asta este, iar cuvântul meu, când le-a povestit cum tatălui l-a trimis pe drum la 10 ani și se întoarce și spune: frunduri verde și un alu vine băiatul de pe drum, cu parale ghiuldume, ce înseamnă ceva mult și eu s-am crescut ca neamul meu înalt și fericit. De aceea, vreau să mai spun ceva, să mă lungesc. Cum am cunoscut pe domnul actor Dionisie Vidcu, eram la concurs de serie pe asfalt acolo, și nepotul domnului profesor Constantin Parascan, care avea 3 ani și ceva, este nas pupă, da. Și eu nu știam, adică știam că este acolo, dar nu știa cine sunt eu. Și s-a apropiat domnul actor la nepotul meu acolo și spune: ce-i desenat aici? De el spune: pupă, da. Dar eu îl întreb: maestri, dar spuneți, sprâncene, de cine mi-a făcut? Sute la mine, nu știu, dar sprâncene, de cine mi-ai făcut? Dar face nepotul, îi fac. Dar zic, cine sunteți, face nepotul Constantin din Parasca? Ei, nu m-am gândit niciodată că pupăza poate să aibă sprâncene. Așa că, chiar dacă domnul primar are părul ăla, și eu am aproape nu chiar ca al dumnealui, îl felicit pentru tot ce ai făcut, și nu numai cu dumnealui, ci întreaga echipă, consilieri și am și elevii de ale mele pe aici, m-au nebunit, de când mă la primărie, nu mai știu ce caută, mă întreabă. În fine, până la urmă rezolv problema, sunt foarte amabile și
Asta este foarte bine, pentru că nimeni din comun nu s-a plâns de ceea ce înseamnă a te purta cu oamenii. Vă mulțumim să candidați cu atât bătrâneți, să nu schimbi băieții cu trei ajutor, să nu aibă primul om, primarul poate schimbi viața, să tot revină ca să facă ceva lucru comun. Vă felicit, sănătoare! Deschideți microfonul, doamnă. La fel mi-aduc aminte că domnul Constantin Jicău, la inaugurarea muzeului, când Florin Piersic era pe scenă, dânsul a venit cu căruța, cu tot ce trebuia acolo, de la briciul cărăușului până la documente, la lampă, lampa cu gaz venit în spatele căruții. Colegii, nu știu, cred că ați observat că îmi plac florile. De asta mi-ați făcut surpriza asta. Vă mulțumesc și vă iubesc. O rog pe doamna doctor Angelescu să spună câteva cuvinte. Asta zis câteva cuvinte, nu m-am pregătit, că eu nu mă pregătesc din ideile imediat. În primul rând vreau să felicit pentru ce au făcut invitații noștri și să le urez în continuare succes în activitate, că totuși comuna noastră și primarul nostru, fără ajutorul echipei și a toți, era greu. Și revin la, tot la noi, în ideea că domnul primar, dacă nu avea idei, dacă nu era omul, cum am înțeles, deci noi cunoaștem omul și primarul, dar în primul rând, deci a fost omul care a avut tot ce trebuie, că trebuie întâi să ai ideile și apoi să lupți și să ai cu ce să faci. Dacă n-ai o idee, nu ai ce să finisezi. Și sunt mândră, eu sunt din 91 aici suplinitor și 93 titular. Și eu am fost, mă mândresc cu dânsul, pentru că, într-adevăr, a fost o colaborare extraordinară și din 2008, de când a avut totul, deci toate posibilitățile dânsul, a putut să ia niște decizii, efectiv n-am știut cum niște vise ale unui medic, care a venit prima dată, poate, a mai fost câțiva ani în comuna Pârjou, la Pustiana. Am locuit acolo 3 ani, dar totuși am ieșit de acolo. Și venind aici, normal că era și visul meu să rămân, îmi plăcea unde sunt. Și nu știu cum a putut, în așa un scurt timp, să transforme niște vise în realitate. Și totuși a știut să le ia, să le ducă până la capăt, nu știm cum. Uneori ne miram. Pentru că știu tot de aici și cred că nu există nimeni din sală să fie din Măgirești și să nu ne gândim cât ne-a chinuit cu drumul spre Stănești. Nu credeam că se poate face vreodată. Drumurile celelalte, apoi acest muzeu. Treceam pe lângă acest cămin cultural și ne gândeam că se strică totul. Și deodată și în scurt timp a ieșit acolo așa ceva frumos. Adică, nu știu, dânsul știe să facă ceva, nu știu cum le amestecă, cum găsește, vă zic, prima dată ideea și colectivul. Felicităm tot Consiliul, pentru că fără dumneavoastră nu se poate, că nu are cum să fie singur, așa. Apoi, toți salariații primăriei. Eu știu și am fost lângă dumneavoastră de atâția ani și colaborăm de atâția ani. Este greu, e foarte greu. Dar să fiți mândri. Pentru că, într-adevăr, se vede și s-a făcut ceva foarte frumos. Și acest cămin, și multe, nu, nici nu mai vreau să mă gândesc. Și oamenii sunt bucuroși. Li se vorbește frumos, adică sunt mulțumiți, se vede o mulțumire din asta cumva. Și fără greu, nu se poate. Adică nu putem să facem ceva frumos dacă nu e greu. Este greu, totuși ați văzut și curățenia în comună sau acești copaci care este foarte important să plantezi un copac. Este ideal. Acum mi-ați întins o minge la fileu. Vă felicit pentru tot ce ați făcut și eu zic, știți, mai ziceam la copilul meu, am primit niște laude, dar asta e o paranteză. Când a plecat el de la școală de la Mâine și atâta lume mi-a zis mai multe lucruri frumoase despre el și l-am sunat și am zis, copile, până acum, pentru mine, ca mamă, te-ai revanșat. Cam fost eu mândră așa cumva. Așa și noastră. Sunt bucuroasă că m-am cunoscut, sunt bucuroasă că am putut să fie totul și de aici încolo. Sper că veți face multe bune și sala de sport, de acum, cum a spus domnul parlamentar, de acum ați ridicat o stachetă, că de acum ne-am învățat cum să le faceți
dacă ați început ceva, să le și terminați. Și eu combin foarte mult sănătatea cu, și cu sport, că nu se poate fără sport și fără sănătate. Adică ele nu se pot separa. Și atunci, dacă cumva faci și o sală de sport, este visul meu. De când am venit în comună. Și atunci vă provocăm. Felicitări la toată lumea și sper să găsim, să nu mai ne uităm la, să găsim mereu drumul, pentru că dacă ne e bine la toți, nu știu, eu sunt fericită că-ți din Măgilești și când aud, și cadrele didactice, uitam, aveți niște cadre didactice și mă gândesc că nu se poate dacă nu sunt, adică trebuie să le oferim, nu? Că de și au idei, sunt tineri. Și au idei, dar dacă noi nu încurajăm, pentru că au fost și la școală niște rezultate extraordinare, care nu te așteptai, copii care au multe capacitate și activitățile astea extraordinare. Eu eram mândră când vedeam ce ați făcut la Stănești, copii care îi vedeai crescând și cât au putut să facă niște spectacole din astea extraordinare, știi, sărbări și alte chestii. Mă scuzați și de emoțiile și felicitări și... pentru toate, dar mai ales pentru că în 2008 ați avut încredere în mine. Și de atunci încoace. Vă mulțumesc. Domnul Mareșion. Vă rog să-mi dați în mulțime. Să-mi scuzați, mă scuzați foarte mult. Eu sunt venit din 2010 la Secolul Măgilești. Prima dată am plecat cu copii care i-au adunat domnul primar pe Maidan. După urmă am venit acolo, eu devenit asemănătorul Măgilești, care în 2010-2011, anul competițional, am lucrat voluntar toată echipa. 2011-2012 am lucrat cu motivație, iar în 2013 m-am prezentat și aia vreau să mulțumesc la domnul primar, să mulțumesc că am avut înțelegere, a știut să ne apropie copiii, a știut să ne țin aproape pe toți, a știut să ne înțeleagă. Atât domnul primar, cât și domnul viceprimar și consilierii care fac parte, plus angajații primăriei. În 2013 m-am prezentat în Liga 5, am terminat pe primul loc, m-am dus la domnul primar, domnul primar, promovăm în Liga 4. Nu știu dacă istoricul comune a avut echipa Vulturul Măgilești, mi se pare, avea o altă denumire, Lumina, dacă nu mă înșeală pe mine memoria, și a zis, da, ce cheltuiele? M-am prezentat cu cheltuiele și activăm actualmente în Liga 4. Probleme sunt. Eu mă angajez cât o mă ține puterile și putea să fac față, să duc echipa asta cât mai sus. Dar nu mai sus de Liga 4, pentru că o altă ligă implică cheltuiele. Dar cât mai sus pe clasament. Dar domnul Mare mi-a promis, deci un ajutor, dacă o să fie interesant. Dacă o promovați în Liga 3. Am promis o rolă. O rolă. Deci o promovă, așa este. Dar să fie o rolă. Că domnul Mare. Cum mai e? O pune, o să știți. Cum a venit? Mă zic, noi. Sunt foarte mulțumit și așa cum toate cadrele și domnul director, îi mulțumim că se va construi o sală de sport, să știți că contează extraordinar de mult pentru copii, că îi scoatem de la consumatori. Facem programe împreună cu cadrele didactice, facem concursuri, facem diferite jocuri. Deci copilul e bine să stea la cal, dar nu prea mult. Și de asta țin să mulțumesc dumneavoastră, domnul primar, dumneavoastră, domnul viceprimar, și acum vine de la dumneavoastră și nu scăpați de mine. De mine. E o vorbă, nu știu dacă se potrivește aici. De râie scăpați, dar de mine ba. Vă mulțumesc! Comuna Măgilești este o comună unitară într-o diversitate extraordinară. Lucrul acesta a făcut ca în această perioadă de timp, de când iubitul nostru primar, eu de regulă nu prea fac
aprecieri elogioase. A venit în comuna noastră, s-a ținut de cuvânt, ca un adevărat patriot local. E un mare om, e un mare suflet, merită și consider că dacă a făcut ceea ce trebuie, va face și în continuare. Din nefericire, dar din fericire, răspunde cultul morților. Acest cult al eroilor, care uneori este blamat, uneori este apreciat, îmi face deosebită plăcere. Am primit un real sprijin din partea domnului primar, al domnului viceprimar, al întregii echipe a dumneavoastră, căruia trebuie să-i mulțumesc în mod deosebit. Aș vrea să vă informez că la ultima întrunire de la Bacău, comuna Măgirești a fost elogiată în termeni deosebiți de către însuși președintele cultului nostru al eroilor de la nivelul României, domnul general Neagoe Visarion, comuna Măgirești fiind apreciată ca o comună, ca, virgulă, o comună, care, într-adevăr, își respectă cultul morților, deci al eroilor. Vă promit că, în continuare, cu sprijinul autorității statului și al comunității locale, voi depune mai multe eforturi și voi încerca, pe cât posibil, ca toți eroii neamului nostru din comună, care sunt știuți și unii neștiuți, să-i aduc în fața comunității locale și să-i omagiem în fiecare an. Apreciez în mod deosebit activitatea depusă în ultima perioadă și îl rog pe domnul primar, cu tot respectul cuvenit, să se aplece în continuare mult asupra cetățenilor mei din satul Strănești, poate într-un viitor apropiat să facem o legătură cu localitatea Solonți. Vă mulțumesc, respectuos! Nu mai sunt luat de cuvânt. Vă mulțumim pentru participare și declară lucrările de ședințele Consiliului. Terminat.